Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul care a făcut cerurile și pământul. Frați și surori, stimați oaspeți, avem bucuria să vă salutăm și o facem în mod respectos și cu toată dragostea în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Să fiți bineveniți în casa Domnului. Dumnezeu să răspundă așteptărilor cu care ați venit aici, să vă atingă inima și să vă mântuiască, pentru că El este Dumnezeu și poate. Slăvit să fie numele Său. În această seară, prin Harul Domnului, am ajuns la lecția numărul 48 din studiul biblic al cărții Apocalipsa, pe care îl facem să învățăm cuvântul Domnului și, fiind în cunoștință de voia lui Dumnezeu, să o împlinim prin ajutorul Duhului Sfânt. De aceea suntem bucuroși să fim cu dumneavoastră, cu cei prezenți, cu cei care sunt online și pe care îi salutăm cu toată dragostea în numele Domnului și a Bisericii Betania. În seara aceasta suntem la lecția numărul 2 din capitolul 17, când studiem cetatea numită Babilon. Am început citirea în seara aceasta cu versetul 5, unde cuvântul Domnului spune că pe frunte femeia purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Termenul de curvă, de prostituată, pentru Babilon este simbolul infidelității spirituale, al revoltei împotriva lui Dumnezeu, al neascultării, al confuziei și al păcatului. După cum Wall Street simbolizează lumea finanțelor, Hollywoodul simbolizează lumea filmului, Flat Street simbolizează lumea presei, Las Vegas simbolizează lumea jocurilor de noroc, Champs Elysees simbolizează lumea eleganței, Babilonul simbolizează lumea infidelității, lumea păcatului, lumea destrăbălării. În Biblie, Babilonul este un nume și în același timp este un simbol, iar în cartea Apocalipsa este un cuvânt foarte des întâlnit. Drept pentru care în această seară noi ne-am luat timp pentru lecția numărul 2 să studiem cuvântul acesta, semnificația și însemnătatea lui pentru noi. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, observăm în capitolul 13 că Domnul vorbește despre un nume al cărui număr va fi așezat pe fruntea sau pe mâna oamenilor care se închină fiarei și care acceptă autoritatea fiarei subordonându-se ei. Cu mai multe lecții în urmă, noi am încercat o explicație între limitele informației din Biblie cu privire la această curiozitate exagerată și în seara aceasta, ajungând la capitolul 17, versetul 5, reluăm subiectul acesta pentru câteva clipe, pentru că Biblia în capitolul 13, așa cum anticipam, spune că fiara are un nume. Iar în capitolul 17, versetul 5, scrie pe frunte prostituata purta un nume, care este o taină, adică Babilonul cel mare, mama prostituatelor și a urâciunii pământului. De ce Babilonul este numit Babilonul cel mare? Există un număr de lucruri, o serie de lucruri în cartea Apocalipsa, care sunt numite mari, cu diferite înțelesuri și semnificații, unele chiar în legătură cu Babilonul. Priviți, vă rog, câteva exemple. Necazul cel mare. Asta înseamnă că niciodată în istorie n-a mai existat un necaz peste oameni ca acesta de la sfârșitul vremurilor. Vulturul cel mare. Ziua cea mare. Fluviul cel mare. Cetatea cea mare. Marea cea mare. Prostituata cea mare. Babilonul cel mare. Acestea sunt doar câteva dintre exemplele care pun la superlativ
care arată valoarea, volumul, importanța, intensitatea, perspectiva pe care oamenii o dau anumitor lucruri. Ele sunt descrise astfel ca fără egal în mărime și în importanță, în sfera de perspectivă a oamenilor de pe pământ. Expresia Babilonul cel Mare apare pentru prima oară în cartea lui Daniel, carte la care noi am făcut referință de multe ori în studiul cărții Apocalipsa. În cuvintele lăudăroase ale împăratului Nebucadnețar, cuvinte care nu întâmplător provoacă suveranitatea și domnia lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de cartea lui Daniel, capitolul 4, versetele de la 30 la 32, unde cuvântul lui Dumnezeu scrie: oare nu este aceasta Babilonul cel Mare pe care l-am zidit eu ca o reședință împărătească prin puterea bogăției mele și slava măreției mele? În timp ce cuvântul era încă în gura împăratului, un glas a coborât din cer, spunând: află, împărate, împărate mândre și arogant, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și locuința ta va fi cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și 7 timpuri vor trece peste tine până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Iată dar un conflict pe care împăratul Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îl naște între el și Dumnezeu prin aroganța lui prostească. Dumnezeu își arată slava și îl smerește pe acest împărat mândru și arogant. Deși a fost prima cetate construită după potop, Babilonul nu a devenit o putere politică importantă decât în secolul 7 înainte de Iisus Hristos, odată cu venirea la tronul Imperiului a lui Nabucadnețar, cunoscutul împărat al Antichității. Este ușor de observat că Babilonul cel Mare are particularități și caracteristici imperialiste. De pildă, a fost cea mai veche cetate, fiind prima zidită după experiența potopului cu apă. 2. A fost primul regat întemeiat pe pământ cu Nimrod ca rege peste el. 3. Zidirea lui și a turnului a urmărit de la început faima mondială. Acesta a fost scopul cu care oamenii l-au creat, faima mondială. Apoi, în al patrulea rând, s-a extins peste tot pământul prin împrăștierea ziditorilor ei și prin risipirea lor pe tot pământul, prin faptul că Dumnezeu le-a încurcat limbile. 5. A fost primul regat care a intrat în conflict direct cu Dumnezeu, după ce oamenii în mod particular, individual, au intrat în conflict cu Dumnezeu încă din grădina Edenului. 6. A fost primul regat căruia Dumnezeu i-a acordat suveranitate mondială. 7. Este capul de aur al construcției care durează până la venirea lui Mesia și care ne este prezentată printr-un chip miraculos în cartea lui Daniel. În Apocalipsa, Babilonul cel Mare este descris prin caracteristici asemănătoare care îl fac aparent fără egal în mărime și putere, dar și în vinovăție înaintea lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, capitolul 13 din Apocalipsa, versetul 7. Are autoritate peste orice popor. Va veni o vreme când Babilonul va avea autoritate peste orice popor. Autoritatea este caracteristica dominantă a Imperiului lui Anticrist, monstrul. Are stăpânire peste împărații pământului, versetul 18 din capitolul 17. Sau capitolul 18, versetul 10. Cetatea cea mare, cetatea cea tare, care vorbește despre autoritatea, despre tăria și despre suveranitatea Imperiului Babilonian, care va reveni ca reședința lui Anticrist la sfârșitul vremurilor. Apoi, el iese în evidență prin capacitatea pe care o va avea. Capacitatea în toate domeniile. El va atinge excelența umană în absolut toate domeniile. Cu ajutorul acestei excelențe, acestui profesionalism dus la excelență, Anticrist, monstrul, va realiza un imperiu care va domni și va uimi pe oameni. Spune cuvântul Domnului în capitolul 14, versetul 8 și în capitolul 18, versetul 3: a adăpat, a hrănit, a împlinit nevoile tuturor oamenilor. Vă imaginați un imperiu care să domnească pe planeta Pământ și să împlinească toate nevoile?
Uitați-vă astăzi pe planetă și veți constata că sunt continente, nu doar țări, care sunt scufundate în nevoi teribile și cele mai fundamentale și elementare nevoi umane sunt neîmplinite. Mii de oameni mor zilnic de sete, timp în care noi consumăm foarte multă apă să ne spălăm mașinile sau să udăm iarba. Mii de oameni mor de foame, timp în care noi aruncăm la gunoi foarte multă hrană care se învechește, se vestejește sau pur și simplu nu mai este proaspătă. Imperiul acesta lui Anticrist va fi atât de capabil încât va împlini nevoile tuturor oamenilor din vremea lui. Atât de bine va fi organizat, atât de bine va fi administrată hrana, încât el va reuși să împlinească nevoile umane ale tuturor oamenilor care vor accepta domnia lui și se vor așeza sub domnia lui. Dar, pe lângă autoritate și capacitate, acest imperiu, scripturile ne spun că va fi atât de vinovat încât va atrage mânia lui Dumnezeu. Capitolul 18, versetul 5. Păcatele lui au ajuns până la cer. Dumnezeu îi va da un timp să se pocăiască. Însă Anticrist, monstru și imperiul lui numit Babilon, cetatea cea mare, care va redeveni la sfârșitul timpurilor turnul ce exprimă nebunia umană, nu va primi, nu va folosi timpul pentru pocăință și va înainta în nelegiuire și în păcat până când va provoca mânia lui Dumnezeu care îi va distruge. Capitolul 18, versetul 24. În ea a fost găsit sângele tuturor celor ce au fost înjunghiați pe pământ. Această vinovăție care exprimă violență, agresivitate, răutate, dușmănie, răzbunare, ură, va atrage mânia lui Dumnezeu să facă dreptate. Aș vrea să privim în momentele următoare Babilonul în istorie, adică de la începutul lui, cum este Babilonul prezentat în istoria umanității. Babilonul a luat ființă în a doua jumătate a mileniului 3, înainte de Iisus Hristos. Pe malul Eufratului, în Mesopotamia centrală, sau în ceea ce oamenii de știință numesc Cornul Fertil. Profitând de o poziție geografică favorabilă la intersecția unor drumuri importante comerciale, Babilonul va cunoaște sub prima dinastie amorită între anii 1894 și 1595 înainte de Hristos o ascensiune politică, economică fără precedent. În felul acesta, Babilonul va fi promovat ca un imperiu cum n-a mai fost până atunci. Babilonul a dominat Mesopotamia întreagă în cursul domniei regelui Hammurabi între anii 1792-1850 și după prăbușirea statutului asirian în epoca lui Nabucodonosor al II-lea, anii 604-562. În acest timp al domniei lui Hammurabi, o persoană care a intrat în istorie, rege al Babilonului, s-a elaborat o culegere de legi care și astăzi mai este folosită într-o anumită parte a lumii, păstrată într-o lungă inscripție redactată cu litere cuneiforme și cunoscută ca și codul lui Hammurabi. Alături de scrierile lui Confucius, alături de înțelepciunea așezată în religiile orientale, în hinduism, în budism, în islamism, culminând cu creștinismul, relația spirituală cu Iisus Hristos sau cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acest cod al lui Hammurabi a intrat în istorie ca o lege morală, ca o normă de etică. Ei bine, scrierea aceasta este alcătuită din trei părți. Ea are o alcătuire normală pentru o carte morală, un prolog, o grupare de 280 de articole și un epilog. Acest cod al lui Hammurabi a fost descoperit de un arheolog în apropierea localității Susa la începutul secolului 20. Războiul care s-a iscat între asirieni, un imperiu care a început să capete autoritate și putere, a început să-și dezvolte o armată și a intrat în conflict armat cu Babilonul, care domnea și ocupa toată lumea cunoscută din vremea aceea, a condus la rivalitatea dominației în Mesopotamia, în Cornul Fertil. Așa se face că în cele din urmă, în anul 729 înainte de Iisus Hristos, Babilonul intră în conflict, în război cu Asiria și este cucerit de asirieni și distrus în anul 689 înainte de Domnul Iisus Hristos. După prăbușirea Imperiului Asirian, Babilonul este reconstruit. Iată dar că Babilonul seamănă cu ceea ce Biblia vorbește despre Anticrist.
Primește rana de moarte și se vindecă. Primește rana de moarte și se vindecă. Priviți la Babilon în istorie și veți constata că de la început, de la prima cetate Babilon zidită de Nimrod după potop, și până la vremea sfârșitului istoriei umanității, Babilonul este cetatea care primește rana de moarte și se vindecă. Primește rana de moarte și se vindecă. Pentru că Babilonul nu este doar o cetate, un oraș istoric. Nu este doar un nume. El are o semnificație spirituală adâncă. Un nou rege haldeu a fost încoronat ca rege al Babilonului și acesta se numea, așa cum anticipam, Nabucodonosor. Acesta a renăscut Babilonul. I-a dat faimă, i-a dat autoritate, i-a dat putere comercială. A reconstruit regatul babilonian, devenit un imperiu prin cuceririle teritoriale. A recucerit Asiria, a cucerit Siria, Fenicia și Iudeea. În anul 587, după cum știți, înainte de Domnul Iisus Hristos, Nabucodonosor al doilea a înnebușit revolta iudeilor, care au fost conduși de Zedechia pentru independență națională. A dărâmat Ierusalimul, iar pe locuitori i-a condus în așa zisa robie. Însă dominația babiloniană a durat numai o jumătate de secol. Aduceți-vă aminte că Biblia vorbește mult despre dominația babiloniană. Babilonul, ca oricare alt imperiu uman, a avut și el dușmanii lui și unii dintre ei l-a învins. Așa cum vorbeam mai devreme de asirieni. Asirienii au fost un imperiu crud și puternic în istorie și au fost primii care i-au cucerit pe babilonieni, dar n-au fost ultimii. Persanii au fost al doilea mare imperiu, Medo-Persii, care i-a cucerit pe babilonieni. Potrivit Bibliei, prorocul Daniel ar fi prezis în visul nepotului lui Nabucodonosor decăderea imperiului babilonian. În cele din urmă, după moartea acestuia, a urmat la tron regele Belșațar. Mezii și Persii au atacat Babilonul și l-au cucerit, iar pe regele Belșațar l-a ucis în anul 539, înainte de Domnul Hristos. După asirieni vin medoperșii, iar după medoperși vin grecii, Filip și renumitul său fiu Alexandrul, supranumit Alexandru Macedon. După căderea Imperiului Persan, Alexandrul cel Mare sau Alexandru Macedon, aceeași persoană, cucerește Babilonul. El face din Babilon capitala Imperiului său, locul unde și moare de o moarte rușinoasă la o vârstă destul de tânără. Despre măreția Babilonului s-a scris mult și sunt exemple în istorie care dovedesc nebunia oamenilor care au început la turnul Babel și nu s-a sfârșit niciodată. Întotdeauna Babilonul a fost obsedat de măreție, de supremație, de independență și de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Întotdeauna a vrut să facă lucruri care să rivalizeze cu Dumnezeu și care să scoată în relief supremația sa. Așa se face că Nabucodonosor a făcut Babilonul unul dintre cele mai bogate orașe ale lumii antice. Principala intrare în oraș era poarta zeiței Ishtar. Era acoperită cu ceramică smălțuită de culoare albastră. Grădinile suspendate, care reprezintă unul dintre miracolele lumii, pline cu arbori și plantați arbori aduși din Persia. Urmează turnul lui Marduk, înalt de 91 de metri. Probabil turnul Babel sau o asociere a turnului Babel, o amintire a turnului Babel. Haideți să revenim acum, după ce am observat în istorie însemnătatea și semnificația turnului Babel, haideți să observăm în Scriptură care este semnificația Babilonului. Omul a fost creat de Dumnezeu și așezat în prezența lui Dumnezeu în Eden. Condiția să rămână în prezența lui Dumnezeu a fost neprihănirea. Neprihănirea însă a fost pierdută prin acceptarea păcatului și prin practicarea păcatului conștient, personal și voluntar, drept pentru care Dumnezeu l-a eliminat pe om din prezența sa și l-a deportat în afara grădinii Edenului. După ce oamenii s-au înmulțit pe pământ în afara prezenței lui Dumnezeu, adică în absența lui Dumnezeu, au continuat viața în păcat și în răzvrătire, însă Dumnezeu a distrus lumea veche prin potop. Potopul însă nu a schimbat inima omului. Omul, după experiența potopului, a rămas cu o inimă la fel de rea și necredincioasă, predispusă să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, împotriva suveranității lui Dumnezeu. De aceea oamenii au încercat să construiască un templu al umanismului, un templu al individualismului, al separării de Dumnezeu, numit Babilon, care înseamnă confuzie.
Deoarece Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor, templul acesta sau turnul acesta a fost oprit din construcția lui. Și oamenii s-au separat pentru că nu se mai înțelegeau unii cu alții. Și s-au asociat doar cu cei care se înțelegeau, care vorbeau aceeași limbă. Aici se formează limbile, națiunile și culturile. Aplicația practică este următoarea. La turnul Babel n-a fost unitate, a fost coaliție. Și aici vreau să fac o aplicație practică pentru Biserica Domnului. Ori de câte ori se formează un grup de oameni, noi spunem că există unitate pentru oamenii aceia. Vreau să vă spun un singur lucru. Nu orice grupare de oameni puși la oaltă înseamnă unitate. Ei au fost mulți la turnul Babel, au fost uniți, dar n-au fost în unitate, au fost doar în coaliție. Între coaliție și unitate este o foarte mare diferență. Și frățietatea este chemată să facă diferența între unitate și coaliție. Coaliția este caracterizată de scopuri necinstite, de metode necinstite, de interese necinstite. Unitatea este caracterizată de proslăvirea numelui lui Dumnezeu, de idei comune și de conducerea Duhului Sfânt. Scripturile spun în Efeseni capitolul 4, versetul 3, păstrați unirea Duhului. Și închei ideea aceasta spunându-vă următorul lucru. Frați și surori, simplu fapt că noi stăm în aceeași încăpere nu arată că suntem în unitate. În unitate suntem atunci când avem același scop. În unitate suntem atunci când avem aceleași obiective. În unitate suntem atunci când avem aceleași idei fundamentale. Atâta timp cât avem scopuri diferite, aceasta nu este unitate, chiar dacă suntem lipiți în spațiu. Nu spațiu hotărăște unitatea. Unitatea este caracterizată de ideile care pun oamenii împreună, nu de spațiu care ne înghesuie și ne lipește unul de altul aglomerându-ne. Faptul că stai lipit pe bancă de cineva este doar pentru că spațiu e mic și te trezești în aceeași încăpere cu cineva, dar asta nu înseamnă că ești în unitate cu acel cineva. Unitate înseamnă când ai aceleași idei cu acel cineva, când ai același scop cu acel cineva și când ai aceleași obiective. Dacă interpretezi Biblia în mod fundamental altfel, n-ai nicio unitate cu omul de lângă dumneata. Chiar dacă stai lipit de el, chiar dacă sunteți membri în aceeași biserică, chiar membri în aceeași familie. Când Biblia vorbește de unitate, Pavel vine și spune, fraților, în lucrurile fundamentale trebuie să aveți unitate. Iar în lucrurile mărunte puteți să aveți încredințări. Nu ne putem permite să avem încredințări în lucrurile mari. Încredințările nu pot desfința principiile. O biserică a lui Dumnezeu trebuie să aibă principii și încredințări. Iar principiile nu le facem noi, că le-a făcut Dumnezeu. Încredințările le facem noi, dar încredințările sunt individuale. Eu ca predicator am dreptul să predic principiile lui Dumnezeu, scrise negru pe alb în Scriptură. Însă eu am dreptul să am încredințări pentru mine, dar nu am dreptul să le predic. Spre exemplu, eu pot să am încredințarea să am verighetă sau să nu am verighetă. Eu pot să am încredințarea să am cravată sau să nu am cravată. Eu pot să am încredințarea să am părul mai lung sau părul mai scurt, să am freza în stânga, în dreapta sau nu mai știu în ce parte. Dar nu am voie să predic încredințările mele. Încredințarea este absolut personală, principiul este universal. Principiile lui Dumnezeu sunt pentru toți oamenii, însă încredințarea mea e pentru mine. Eu nu am dreptul să fac din opinia mea principiul lui Dumnezeu și să subjug oameni cu opinia mea. Opiniile lui Dumnezeu sunt scrise în Biblie, opiniile mele nu sunt scrise în Biblie. Eu am dreptul, unde nu e un principiu, să am o încredințare, dar nu am dreptul să predic încredințarea. Pentru că Biblia spune, cine adaugă la Biblie, Dumnezeu îi va adăuga urgiile. Astăzi oamenii se fac vinovați nu doar de scoaterea din Biblie, ci și de adăugarea la Biblie. Astăzi oamenii se fac vinovați nu doar de adăugarea la Biblie, ci și de scoaterea din Biblie. La fel de vinovată este scoaterea din Biblie ca și adăugarea la Biblie, la fel de vinovată este adăugarea la Biblie ca și scoaterea din Biblie. Biserica lui Dumnezeu trebuie să știe că Iisus Hristos nu a lăsat încredințări. Încredințările sunt ale oamenilor. Iisus Hristos a lăsat doar principii, iar principiile sunt scrise negru pe alb în Biblie. Nu fura, nu minți, nu curvi, nu pofti. Acestea sunt principii. Sunt pentru toate timpurile, sunt pentru toți oamenii, sunt pentru tot spațiul geografic al planetei Pământ.
Acestea sunt principiile, le trebuie predicate. Însă dincolo de principii care sunt ale lui Dumnezeu scrise negru pe alb, noi oameni avem încredințări. Încredințările nu mai sunt universale, sunt particulare. Eu ca tată n-am dreptul să-mi impun principiile asupra copiilor mei, nici asupra soției mele, pentru că principiul e universal, iar încredințarea e personală. Încredințarea este personală. Regula încredințării este că e personală, că nu face parte dintre principii. V-am mai spus în multe alte împrejurări că atunci când eu m-am convertit, făceam un sport care mă punea în relație cu un antrenor, cu un maestru, ce se bucura de un respect ieșit din comun de toți cei care veneau să se antreneze în sala aceea. Și ori de câte ori intra, noi toți ne aplicam în semn de respect și nimeni niciodată, eu n-am avut experiența aceasta, cineva să-i întoarcă vorba. Așa era acolo. Omul acesta era meșterul, era masterul. El știa ce spune și cine avea opinii diferite pleca acasă. Așa era acolo. Când eu m-am pocăit, am venit cu această experiență și l-am văzut pe Dumnezeu ca un meșter al Universului. Atunci am venit pentru prima oară în biserică și mi-am făcut o idee despre ce voi deveni eu. Următoarele experiențe ale mele la serviciile divine m-au condus la realizarea unui set de reguli pentru mine. Unul dintre regulile acestea a fost exprimarea respectului meu în fața lui Dumnezeu. Și una dintre regulile acestea care exprimau respectul în fața lui Dumnezeu a fost să nu stau niciodată picior peste picior în casa lui Dumnezeu. Dacă eu vin să mă întâlnesc cu Dumnezeu, eu nu-mi pot permite să stau picior peste picior, dar asta nu scrie în Biblie. Asta este încredințarea mea. De aceea, niciodată, de când predic Evanghelia până astăzi, eu nu am predicat împotriva la a sta picior peste picior în biserică. În ceea ce mă privește pe mine, o singură fracțiune de secundă nu am stat în timpul unui serviciu divin picior peste picior. Este încredințarea mea. Eu simt că dacă stau picior peste picior în fața lui Dumnezeu, nu-i dau respectul. În fața lui Dumnezeu trebuie să stai aruncat cu fața la pământ. Dumnezeu este suveran Universului. Eu sunt un fir de praf. Cum să-mi exprim eu atâta detașare? Cum să mă găsească pe mine relaxul în prezența Regelui? Când ființele cerești cântă, se aruncă cu fața la pământ, se aruncă cu nuile și spun slavă, slavă, eu să stau picior peste picior. Dar eu nu predic asta, că nu e scris în Scriptură. N-am suport. Eu nu pot să bag o lege în Scriptură. Dacă Dumnezeu vrea ca oamenii să nu facă asta, ar fi scris-o în Biblie. Nu pot să vin cu o regula mea doar pentru că mintea mea crede că e necesar. E necesar, dar e pentru mine. Eu n-am obligat soția mea să stea picior peste picior și nici pe copiii mei. Dacă cineva mă întreabă, eu spun, cred că e bine, dar nu spun, cred că e scris în Biblie. Încredințarea e diferită de principiu. Principiul e scris în Biblie, vine de la Dumnezeu, e negru pe alb. Îl citesc și catolicii și ortodoxii, că îl împlinesc sau nu-i problema lor, dar e în Biblie. Încredințarea este o absență a unui principiu într-un anumit domeniu, unde omul are libertatea să ia pentru el o anumită hotărâre. La capitolul principii trebuie să fim la fel, unitate. Dacă Dumnezeu a spus nu fura, nu pot să spun eu cred că pot să fur un pic. E principiu, nu fura. Dar la capitolul încredințare putem fi diferiți. Unul poartă verghetă, altul nu. Unul poartă ceas, altul nu. Unul are televizor acasă, altul nu. Unii n-au nici radio. Unii nu folosesc curentul electric. Unii nu permit domnișoare la nuntă. Unii iau cina Domnului pe genunchi. Unii... Tot felul de încredințări. Acestea nu pot fi prezentate ca principii. Unitatea noastră nu e la nivelul încredințării, ci e la nivelul principiilor. Atunci când între noi nu e unitate la nivel de principiu, atunci... nu mai este unitate, acolo e coaliție. Ei, Biblia vorbește despre importanța unității. În Babilon nu există unitate niciodată. În Biserica lui Dumnezeu există unitate. Biserica lui Dumnezeu există unitate. Pentru că Biserica lui Dumnezeu se subordonează principiilor lui Dumnezeu. Persoana care îndrăznește să introducă reguli personale în biserică, pe care Biblia nu le suportă, persoana aceea intră în conflict cu stăpânul bisericii. Stăpânul bisericii nu sunt eu. Eu sunt doar un trecător slujitor pentru 4 ani. Și nu știu sigur dacă Dumnezeu mă ține în viață toată această perioadă de 4 ani, după cum nici dumneata nu știi dacă te ține.
Eu sunt doar un trecător modest slujitor. N-am fost eu de când e biserica asta și de când e lumea asta și nici nu voi sta cât va fi biserica asta și cât va fi lumea asta. Sunt ca un licurici pentru o vreme. Dumnezeu hotărăște cât nu oamenii. De aceea eu nu am dreptul să introduc în biserica lui Dumnezeu principii pe care nu le-a introdus Dumnezeu. Unitate înseamnă când noi toți acceptăm că acestea sunt principiile de la Dumnezeu și pe acestea le împlinim cu toții. Nu stăm să ne gândim dacă sunt ușoare sau grele, pentru că cine împlinește doar principiile ușoare nu-L iubește pe Domnul. Eu nu fac doar sacrificii ușoare pentru copiii mei, ci fac sacrificiile care sunt necesare. Că sunt ușoare sau grele, dragi părinți, nu este așa că de multe ori au fost nopți nedormite pentru binele familiilor noastre? A fost ușor? Nu. Ca mamă, de câte ori n-ai dormit o noapte sau două pentru că ți-era copilul bolnav? Sau poate soțul sau soția? Ți-a fost ușor? Nu. Ai stat să spui, bă, drăguțule, poți să plângi, să fii sănătos, mâine la 7 mă trezesc și mai văd, dacă mai ești în viață, mai văd ce mai fac. Greu sau ușor, nu se pune problema când trebuie. Greu sau ușor se pune problema la încredințări, dar principiile lui Dumnezeu sunt regulile scrise în Scriptură, date de Dumnezeu, și în acestea trebuie să existe unitate. Babilonul este caracterizat de coaliție, nu de unitate. Priviți, vă rog, că la turnul Babel se formează diferența. Până la turnul Babel a fost unitate. Însă când oamenii au trecut dincolo de suveranitatea lui Dumnezeu, încercând să-și impună suveranitatea proprie, Dumnezeu le-a încurcat limbile și coaliția n-a putut să înlocuiască unitatea. Atunci s-au separat, s-au dus pe limbi, în felul ăsta s-au format ca națiuni și s-au format culturi. Și dintr-o dată ne trezim că un popor are un obicei, un popor un alt obicei, un popor un alt obicei, dar când cineva se pocăiește, indiferent de cultura națională, el principiile lui Dumnezeu trebuie să le primească la fel ca și alte naționalități și alte culturi diferite de a lui. Pentru că principiile lui Dumnezeu sunt pentru toți oamenii, pentru toate culturile, pentru toate timpurile, pentru tot spațiul geografic al planetei Pământ. Încredințările sunt diferite. Muzica e diferită. Am fost anul trecut la Los Angeles cu câțiva dintre slujitorii din biserică la centenar și acolo erau din Africa, acolo erau din Asia, erau din tot spațiul geografic. Și oamenii aceia au avut oportunitatea să slujească în câte o seară. Păi să fie auzit dumneavoastră muzica africană. Să fie auzit muzica africană. Și vă întreb, n-a primit Dumnezeu muzica acelor oameni? Ba da, a primit-o, pentru că o cântau în contextul culturii lor. Și oamenii din Asia o cântau în contextul culturii lor. Și oamenii din Europa și America o cântau în contextul culturii lor. Dar aceasta nu este un principiu. Aceasta este o încredințare. Aceasta este o încredințare. Nu vreau să spun că orice fel de muzică poți cânta, că e încredințare. Nu mă ocup de problema muzicii. Am vrut doar să dau un exemplu de încredințare în interiorul unui culturi. Însă și oamenii din Africa și din Asia trebuie să nu fure, să nu mintă, să nu prea curvească, să nu poftească, să nu facă idoli, să nu se închine la ei, să păzească ziua sabatului de odihnă și așa mai departe. Biblia spune, păstrați unirea Duhului. Unirea Duhului se păstrează în interiorul principiilor lui Dumnezeu. Când am ieșit dincolo de principiile lui Dumnezeu, nu mai avem nicio normă. Vă întreb, dacă nu folosim limita principiilor, ce altă limită mai avem? Păi vine un pastor și spune e bine, vine al doilea pastor și spune e rău. Vine un predicator și spune asta e bună, vine un alt predicator și spune asta e rea. Și bietul om de pe bancă se uită uimit și spune, băi fraților, de ce mă nu v-ați înțeles înainte să spuneți unul una și altul alta? Confuzia din inima oamenilor nu dă Scriptura. Și o dă oamenii care interpretează Scriptura, pentru că oamenii confundă principiile cu încredințările. În Babilon există coaliție, în biserică există unitate. Iar unitatea este trasată de Evanghelie. Cine își permite să iasă dintre limitele Scripturii, a ieșit dintre limitele principiilor, pentru că principiile sunt în Biblie. Într-un singur loc sunt principiile, în Biblie. Pentru că toată Scriptura a fost insuflată ca să ne prezinte principii care vor călăuzi și care vor domina viața noastră spirituală. Ce am fi noi fără Biblie? De unde am ști noi ce e bine sau rău? Care ar fi norma noastră? Bunica? Păi bunica mea spune una, dumitale spune alta.
În România obiceiurile sunt într-un fel, în altă țară obiceiurile sunt în alt fel. Dacă n-ar fi norma aceasta aceeași peste tot și la același capitol să scrie același lucru și la același verset să scrie același lucru, care ar mai fi norma noastră de călăuzire? Unitate nu există decât între oamenii care înțeleg principiile lui Dumnezeu la fel și care își dau unul altuia libertatea să aibă încredințări personale. Niciun om nu are dreptul să robească oameni. Noi avem un singur stăpân și acela e Domnul, iar El a scris în Scriptură principiile. Babilonul în Apocalipsa este următorul gând care va face subiectul întâlnirii noastre dacă vom fi în viață și sănătoși data viitoare. Însă până atunci aș vrea să vă invit să ne rugăm, frați și surori, pentru că noi nu suntem în necunoștință de voia lui Dumnezeu. Studiul cărții Apocalipsa nu e o noutate pentru noi. Cei mai mulți dintre noastre citiți Biblia, cunoașteți Biblia și aveți experiența chiar să predicați altora, nu numai să ascultați predici. Dumneavoastră predicați propriilor copii, predicați celor din casa dumneavoastră, știți să învățați, să educați, cunoașteți Scripturile. Dar în această seară vreau să vă spun un singur lucru. Atitudinea mea creează unitate în biserică? Sau creează conflict ca în Babilon? În general, noi avem o părere bună despre noi. Dar vreau să vă întreb, cu toată responsabilitatea și în același timp cu toată curăția de inimă, tot ce fac și spun eu, creează unitate în biserică sau creează conflict în biserică? Modul meu de viață, modul dumitale de viață, relația unul cu altul, ceea ce vorbim unul cu altul, ceea ce facem unul cu altul, creează conflict sau creează unitate? Priviți, vă rog, la Babilon, că este caracterizat de conflict, de ură, de agresivitate, de violență și de răutate, pentru că este reședința lui Anticrist. Priviți la biserică, că este caracterizată de dragoste, de unitate, de iertare și de înțelegere, pentru că este reședința lui Iisus Hristos. Și El a spus, veniți la mine, învățați de la mine, urmați-mă pe mine. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta. Și dacă dumneavoastră aveți disponibilitatea și puterea spirituală prin credință și prin pocăință, să stați înaintea Domnului și să spuneți așa, Doamne, noaptea aceasta poate fi ultima pentru mine. Credeți-mă că una dintre nopți va fi ultima pentru fiecare dintre noi. Doamne, noaptea aceasta poate fi ultima pentru mine. Dacă ar fi ultima noaptea aceasta, unde mă trimiți Tu pe mine? În Babilonul în care am trăit? Sau în biserica în care am trăit? Care a fost modul meu de viață? Specific bisericii sau specific Babilonului? Aici noi ne contrazicem unii cu alții și eu spun, e ca mine, dumneata spui, e ca dumneata. Și poate până la sfârșitul vieții fiecare crede că are dreptate. Dar când va veni Domnul, noi doi știm că niciunul nu ne vom ridica împotriva lui Dumnezeu să spunem, Doamne, e ca mine. Atunci va fi într-un singur fel. Ca El. Haideți în seara aceasta să ne întrebăm, modul meu de viață, al familiei mele, al bisericii Domnului, este specific bisericii lui Hristos sau specific Babilonului lui Anticrist? Aceasta este o provocare pentru noi toți. Și dacă observați anumite aspecte care seamănă mai mult cu Babilon decât cu biserica, frați și surori, intrați în spărtură cu rugăciune, cu post, cu atitudine duhovnicească și constructivă. Nu abortați bătaia de joc și disprețul, pentru că aceasta nu face bine și mărește cancerul. Aveți o atitudine duhovnicească de părinte spiritual. Intrați în spărtură, așezați-vă sub povară și încordați-vă până la limita putinței, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să câștige. Iar în ziua aceea El să spună, rob bun și credincios, vino. Oricum ne vom sfârși alergarea. Unde? Oricum ne vom sfârși alergarea. Pentru ce? Vă rog în această seară acceptați să ne rugăm și în rugăciunea aceasta să ne rezolvăm problema cu Domnul și să ne putem duce acasă să ne punem capul liniștit pe perină. Că indiferent când ne va chema, ne va chema la dreapta, nu la stânga. Ne va chema cu oile, nu cu caprele. Ne va chema în slavă, nu în foc.
Ai și tu un suflet ca și mine. Nu te juca cu el, pentru că un al doilea nu vei mai avea niciodată. Pocăiește-te, întoarce-te la Domnul și abordează o viață de biserică cu toate implicațiile ei. Vă invit cu dragoste să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.